Doamnelor și domnilor, mult stimați reprezentanți a instituțiilor mass-media, astăzi a avut loc ședința Consiliului Național Politic al Partidului Politic Pace, Partidul Acasă Construim Europa, unde s-au discutat mai multe subiecte importante despre care urmează să vă aducem la cunoștință în cadrul conferinței de presă de astăzi. Unul din cele mai importante subiecte care a fost discutat și a adoptat o decizie în acest sens este: participă sau nu participă, susține sau nu susține un candidat sau altul Partidul Politic Pace la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Partidul Politic Pace a luat o decizie unanim că nu vom participa și nu vom susține niciun candidat la alegerile prezidențiale de 1 noiembrie. Noi considerăm că cetățenii Republicii Moldova, simpatizanții și membrii Partidului Pace, sunt un drept ei singuri să decidă merg sau nu merg la alegeri, votează sau nu votează cu unul sau alții candidați. Oficial, Partidul Pace nu susține niciun candidat. Această decizie a fost luată inclusiv de faptul că Partidul Politic Pace, acum o lună, a dat dovadă de maturitate politică, de responsabilitate înaltă față de cetățeni și față de țară și a făcut un apel public către partidele pro-europene pe care i-am chemat la dialog să ne unim eforturile și să susținem un candidat unic pentru a învinge în această cursă electorală și a duce țara spre reforme și spre marea familie europeană. Cu părere de rău, liderii partidelor care ne-am adresat nu au găsit altceva decât să pună în față ego-ul lor și interesul îngust de partid în detrimentul societății și al țării. Totodată, țin să vă aduc la cunoștința dumneavoastră că Partidul Politic Pace, dacă va avea loc al doilea scrutin electoral prezidențial, se va convoca într-o nouă ședință a Consiliului Național Politic și va decide care sunt pașii următori, acordăm sau nu acordăm încrederea unui candidat care va ieși în turul 2 la alegerile prezidențiale. Repet și punctez, dacă turul 2 va avea loc. Aceasta este decizia echipei noastre, aceasta este decizia Consiliului Național Politic al Partidului Acasă Construim Europa. Țin să menționez că Partidul Politic Pace este prima formațiune politică care păstrează, atrage și valorifică oamenii construind Europa acasă. Vă mulțumesc foarte mult. O să vă răspund neapărat la întrebările dumneavoastră dacă le aveți, dar vreau să invit aici, la această etapă, pe secretarul general al Partidului Politic Pace, doamna Nadejda Tatarciuc, care vă va aduce la cunoștință despre alte decizii importante ale Partidului Politic Pace cu privire la desemnarea în funcții de responsabilitate înaltă în cadrul Partidului Acasă Construim Europa. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați cetățeni și cei prezenți din sală! Mă numesc Nadejda Tatarciuc, sunt secretar general al Partidului Politic Pace, Acasă Construim Europa. Astăzi, 30 octombrie 2020, am desfășurat Consiliul Național Politic, în urma căruia au fost desemnați în funcție de vicepreședinți și președinți următoarele persoane. Funcția de vicepreședinte veterani ai organelor de drept, organelor de forță, aplicarea legii, veteran de război și conflicte armate. Domnul Botnar Vladimir este general de poliție, absolvent al Academiei Naționale a Organelor Afacerilor Interne din orașul Kiev,
peste 26 de ani de activitate în sistemul afacerilor interne în diferite funcții, inclusiv deținând funcția de prim viceministru al afacerilor interne, viceministru al Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, președinte al Uniunii Veteranilor Conflictelor Armate și ai Ministerului Afacerilor Interne de CEBA. Domnul Vladimir, vă invit. Bună ziua! Decizia primită de a face parte din partidul, din membrii partidului Acasă Construim Europa, am primit-o dat fiind faptul că am văzut într-acest partid o nouă forță politică, un colectiv tânăr, dar cu gânduri, cu planuri destul de ambițioase, frumoase, la care am aspirațiile, deci, și eu. Voi activa mai mult pe segmentul veterani organelor de forță, veterani a organelor de drept, dat fiind faptul că, într-adevăr, mare majoritate a vieții am petrecut-o în aceste colective, cunosc cu amănunte, deci, activitățile lor, cunosc problemele, cunosc, deci, necazurile care le au. De ce mă voi stărui să contribui eficient în cadrul partidului la rezolvarea celor probleme care le au veteranii, toți veteranii de ordinul care i-am enumărat mai sus. Cam acesta e obiectivul. Mulțumesc! Următoarea funcție a fost desemnată pentru președintele a Organizației Republicane a Primarilor și Aleșilor Locali, domnul Mihail Lefter. Deține masteratul în administrare publică, are în palme 5 ani de experiență ca și administrator la 3 asociații coproprietari în condominiu, cu administrarea peste 2000 de spații locative din municipiul Chișinău și peste 10 ani experiență în funcții manageriale. Domnul Mihail, vă invit. Bună ziua! Numele meu este Mihai Lefter, sunt vicepreședintele Partidului Pace și responsabil pe domeniul organizațiilor teritoriale. Aș vrea să vă prezint una dintre prioritățile partidului nostru. Deci, noi ne propunem să depolitizăm funcția de primar, astfel încât prin modificarea legislației în domeniul electoral, la această funcție se poate candida doar candidații independenți. De ce vrem să facem acest lucru? Deci noi vrem să facem acest lucru pentru că primarii care sunt afiliați politici sunt condiționați în accesarea fondurilor naționale și raionale după apartenența politică. După modificarea cadrului legal, aceștia vor fi pe picior egal. Reputația primarilor nu va mai avea de suferit din cauza faptului că sunt deseori forțați să migreze politic spre un alt partid. Deci noi de multe ori am auzit după alegerile locale că un grup sau alt grup de primari migrează de la un partid sau altul, deoarece ei sunt de fiecare dată condiționați apartenența politică. De asemenea, se va dezvolta o concurență liberă bazată pe profesionalism și capacitatea de convingere a oamenilor, dar nu prin implicarea resurselor administrative raionale și centrale în promovarea candidaților comozi guvernării. Pentru ca să vedem care va fi reacția primarilor din Republica Moldova la acest proiect, în ultima perioadă noi am contactat peste 100 de primari din Republica Moldova
Și am cerut de la ei să expună asupra faptului. Am primit de acum foarte multe răspunsuri, majoritatea din acestora fiind de acord că funcția de primar ar trebui să fie depolitizată. Ceea ce ține de rezultatele acestor discuții, noi vom anunța la o conferință de presă anterioară. Vă mulțumesc! Mersi, domnul Lepte. Următorul vicepreședinte, președinte a organizației Republicane a Primarilor și Aleșilor Locali, domnul Mihai Lepte, vă mulțumesc. Și funcția Alexei Sivunic, mă scuzați, Alexei Sivunic, vicepreședinte, președinte a Organizației Teritoriale Chișinău. Antreprenor, a ocupat poziții manageriale în companii private timp de 19 ani. În ultimii 6 ani a fost implicat intens în activitatea civică, fiind și președintele Asociației Obștești, Orașul Fără Maxi Taxi. Domnul Alexei, vă rog. Добрый день, друзья. Добрый день, представители прессы. В первую очередь хочу поблагодарить за высокое доверие, оказанное мне сегодня, назначив меня на такой высокий пост. Я 40 лет проживаю в Кишиневе, являюсь коренным жителем города, и мы с вами прекрасно знаем, что в нашем городе, к сожалению, год из года не становится легче, не становится комфортнее для граждан Кишинева. Проблем становится все больше и больше. Хочу вас заверить, что я со своей командой направлены в первую очередь на изучение, идентификацию каждой проблемы, каждого двора нашего города и пригородов, выявление этих проблем и поиск решений этих проблем. Всем нам с вами известно, что дворы в нашем городе оставляют желать лучшего. В то же самое время трафик в городе очень загруженный, город перегружен фактически автомобилями. Непонятная неразбериха среди общественного транспорта и проблем очень много. Еще раз хочу поблагодарить команду свою за оказанное доверие и честь. Мы работаем над поиском и решением этих проблем. Спасибо огромное. Următoarea funcție este pentru vicepreședinte ETNI. Bogdevici Ana are masterat în design industrial, experiență de mai bine de 4 ani în domeniul designului, în cadrul mai multor companii private, experiență la nivel european cu designeri și arhitecturi din Italia, Milano, în calitate de manager, conducător în realizarea proiectelor individual de design. Doamna. Bună ziua! Mă numesc Bogdevici Ana, sunt designer de produs cu experiență de 9 ani în domeniu. Am realizat 10 de proiecte naționale și internaționale în domeniul design de mobilier. În cadrul Partidului Politic Pace, dețin funcție de vicepreședinte pentru etnii. Provin dintr-o familie bilingvă, tatăl meu este de naționalitate ucraineană, mama mea este moldoveancă. Vorbesc limba română, în același moment vorbesc și limba rusă fiind limba mea nativă. Vreau să aduc un mesaj de mulțumire președintelui Partidului Politic Pace, domnului Gheorghe Cavcaliuc, pentru încrederea acordată de a coordona un domeniu atât de mare și impunător, ca și importanța de a descoperi adevărată valoare a minorităților etnice de la noi. Pentru că în țara noastră, în Republica Moldova, locuiesc în armonie de secole diferite etnii. În acest sens, ne propunem să creăm centre de studii a limbii române pentru integrarea mai ușoară, crearea platformei de dialog continuu interetnic și crearea grupelor mixte a diferitor etnii în grădinițe. Nașa zădacea să dăi plăialne uslove по интеграции представителей этнических меньшинств в молдавскую культуру и в молдавском обществе.
защитить интересы и продвигать идеи представителей разных национальностей, так как мы знаем, что в Республике Молдова проживают разные этнические меньшинства. В Республике Молдова является многонациональной страной, и это является нашим достоянием в сравнении с другими странами. Моя задача – консолидировать всех жителей Республики Молдова, неважно, в какой части страны они проживают – север, юг или в центральной части. Задача партии ПАЧЕ – предотвратить и не допустить манипуляцию гражданами Республики Молдова по языку общения и по этнической принадлежности. We, Party Pache, support and kindly accept any nationality, regardless of religion and spoken language. A main point for us is that we want to have a continuous dialogue and together to establish a good cooperation relationship. We are the first political group which attracts, preserves, and harnesses people by building Europe at home. Noi suntem prima formațiune politică care atrage, păstrează și valorifică oamenii, construind acasă Europa. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Vă mulțumesc, stimați colegi, stimați jurnaliști, dragi cetățeni care ne priviți de acasă. Acestea sunt informațiile care am ținut să le prezentăm în cadrul acestei conferințe de presă. Dacă colegii din mass media care sunt prezenți astăzi aici aveți careva întrebări, concretizări, suntem gata să vă răspundem la aceste întrebări. Vă mulțumesc! Sper ca decizia noastră de a nu susține niciun candidat în cadrul cursei prezidențiale din 1 noiembrie 2020 și de a da libera alegere cetățenilor Republicii Moldova, simpatizanților și oamenii care sunt membri a echipei PACE, de a merge sau de a nu merge la vot, de a vota sau de a nu vota pe candidatul care ei îl consideră sau îl desconsideră, să fie apreciată, fiindcă noi ținem ca acest drept fundamental și constituțional al fiecărui cetățean să fie sau nu exprimat în dependență de voința fiecărui cetățean, fiecărui simpatizant și membru al partidului Acasă Construim Europa. Vă mulțumesc!